Pe parcursul edițiilor noastre anterioare am descoperit mulți oameni frumoși și talentați, iar Gheorghe Calancea este unul dintre ei. Iată că reportajul cu el a adunat peste 100.000 de vizualizări și ne-am zis că trebuie neapărat să-l invităm și aici, în platoul emisiunii noastre. Urmează să ne cânte La Fluier, dar până atunci, haideți să îi revedem istoria. Faceți cunoștință. El este Gheorghe, băiatul cu aspirații mari cât duce trenul. Viața însă l-a pus la o grea încercare. Acum 5 ani a trecut printr-un accident în urma căruia a rămas imobilizat într-un scaun rulant. Eram 4 prieteni într-o mașină și mai țin minte de unde ne întorșeam noi atunci. În orice caz, din 4 numai eu am avut suferit mai grav așa. El nu s-a lăsat bătut și crede că ziua în care va putea păși din nou va veni în curând. Până atunci, Gheorghe face ce-i place cel mai mult. Cântă La Fluier. Vara trecută, în iunie, am fost la reabilitare în Ucraina, în Harkov. Și acolo am văzut foarte mulți muzicieni de stradă și zic, păi de ce eu nu pot să fac lucrul ăsta? În primul rând fac ceea ce îmi place. Cânt și îmi place chestia, primesc cu plăcere de la acest fapt. Vedeți că la noi o lecuță că lumea e altfel, nu prea poate face diferența între muzica de stradă și între cerșături, ea că care e problema. Învață din mers atât piesele ce răsună prin topurile internaționale, cât și doinele populare, iar ca să fie auzit, și-a cumpărat o boxă portabilă cu care aproape zilnic face naveta din raionul Strășeni. Da, la început nici după... din curte nu ieșeam, mă rog, dar am înțeles și asta e. Da, ca pe un oraș, dar eu sunt din sat, acolo e imposibil. Fratele cel mai mare, el lucrează în capitală și dimineața mă aduce și seara când ies de la serviciu, treci și mai acasă. Medicii i-au dat o undă de speranță. Are tot suportul și încrederea atât a părinților cât și a prietenilor. Pe lângă faptul că când fac sport, am exerciții pentru ca să mă recuperez. De două ori am fost în Ucraina. Și acolo mi-au dat toate șansele. Numai că mai trebuie timp și ocupație. Mă mândresc că am așa un prieten, un băiat puternic care a reușit să treacă de criza asta negativă care îl înconjoară. Trebuie să fii energic, să ieși, să nu stai închis, nu. Pentru că asta e, viața merge înainte. Viața merge înainte, chiar dacă merge într-un scaun cu rotile, este un om care zâmbește, este un flăcău frumos și astăzi este în platoul nostru. Salutare! Salut! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ți-a zis oamenii că te-au văzut la televizor? Păi, sigur! Cum a fost pentru tine să primești atâtea aprecieri și atâtea încurajări? Acum, ceva frumos, ceva care te încurajează să faci ceea ce îți place, să faci mai departe. Și oamenii te-au văzut pe tine om, nu te-au văzut un om cu dizabilități prins într-un scaun. Au descoperit și sufletul tău, ceea ce este foarte important pentru fiecare persoană. Uite, acum ești în perioada în care nu vii atât de des la Chișinău. Da, că e frig acum și timpul e bun. Și stai acasă și înveți noi melodii sau ce faci? Păi da, acum de vreo jumate de an am început a cânta și pe la petreceri. Minunat! Și plus la asta m-a început a invita lumea pe la evenimente ca să fac un moment special. Uh-huh. Și încetșor... Devii artist! Da, putem spune așa. Ai avut norocul că în copilăria ai învățat fluierul. Da. Cumva fluierul pe tine te-a scos din... criza aia emoțională în care erai. Da, cred că muzica m-a făcut să trec peste toate greutățile și asta e. Pentru tine, care a fost cel mai greu moment pe care l-ai depășit și ai zis,
eu sunt bărbat adevărat. După accident, da? După accident, da. Când te-ai trezit sau când ai început să mergi într-un scaun? Nu când m-am trezit, pentru că când m-am trezit nici nu mi-am dat seama bine ce s-a întâmplat. Cu timpul încet și ușor, am zis, asta e, trebuie mers înainte și... A fost un accident. Da, accident rutier. Tu ai avut ajutorul oamenilor din jur. Pentru că fără oameni nu era să fii ceea ce ești astăzi. Corect, da. Cine te-a ajutat pe tine și în cum? În primul rând familia. Ai încă doi frați? Da, mai mari, sunt cel mai mic. Și ai fost purtat pe brațe și la propriu și la figurat. Da. Și de-a mult plângă familie, cred că și prietenii. Prietenii au rămas să-ți fie aproape, chiar dacă nu te ridicai, poate, fizic, la înălțimea lor. Da, sigur. Sunt prietenii tăi din sat, din școală? Da, din copilărie chiar. Și mulți dintre ei te ajută când ai nevoie să te deplasezi, de exemplu, prin sat, când dau seama că drumurile din sat da. Nu sunt asfaltate. Ca în Moldova. Așa, un fel de drifting, da? Sigur, da? De fiecare dată când am nevoie, apelez la ei și niciodată nu... Nu ai refuzat. Nu ai întâmpinat. Ai rămas doar la capitolul liceu. S-a întâmplat accidentul când tu erai... În clasa 12 am început să... Și diploma de bacalaureat ți-ai luat-o acasă? Da, acasă am susținut examenul. Chiar acasă ai susținut examenul? Da, a venit oameni din comisii de la Raion, cum scade tot și am susținut. Ziceai în reportajul pe care l-a filmat colegul nostru Igor în vară despre faptul că urmează să mergi la tratament. Da, și acum recuperare. Aș merge mai des, pentru că e clar lucru că de ce mai des, de ce mai... Dar oricum, nu sunt ca în Europa prețurile, dar oricum nu sunt nici foarte mici. Și până acumulez banii, până treci două ori pe an, maxim mă produce. Mm-hmm. Banii pe care câștigi tu din cântări. Da, din cântări, da. Este o recuperare care ție îți dă șanse să poți ce să faci? Să mergi? Da, pentru că eu am văzut oameni cu ochii mei care mulți ani au stat în scaun rulant și bine, nu te recuperezi 100%. Dar cel puțin te ridici. Dar cel puțin, da, mergi, poate într-un baston, poate, dar tot e mai bine. Da, și această speranță îți dă motiv și iată să ai licărul ăsta de poftă de viață în ochi. Da, pentru că e foarte important să ai spre ce să tinzi. Eu mă bucur foarte mult că ai acceptat să vii în emisiune, pentru că nu oricine vrea să vină să-și povestească oful, durerile. Cu mare drag am venit. Da? Cu mare drag. Asta este foarte, foarte important. Câte melodii ai tu în repertoriu? Foarte multe. Nu știu, nici nu le știu la nume. 100, două? Păi, ca fiecare muzicant care cântă, nu care îi place aceea, o cântă și... Nu știu. Deci, un show, o oră, două, cât poți să ții la un eveniment? Păi depinde, dacă sunt ca invitat special, jumătate de oră, o oră maxim. Pentru că sunt... Dar dacă sunt invitat pe toată noaptea cu aparatajul meu, toată noaptea cântă. Toată noaptea. Iată care sunt ofertele din partea... Eu îmi deschid casa de impresariat, dacă ceva trebuie la mine. Dar eu chiar vreau ca noi să ne ajutăm unii pe ceilalți. Este foarte, foarte important să dăm speranțe tinerilor din jurul nostru, tinerii care muncesc, își câștigă banii pentru tratament și care fac ce le place. Te îndemnăm în aceste clipe să-ți pregătești toate accesoriile. În câteva momente urmează să îl ascultați live pe acest om, pentru că atunci când se muncește, atunci când se cântă cu pasiune, este inevitabil ca să vină și aprecierile și laudele oamenilor din jur. Urmează în câteva momente să ne cânte live la Fluier Gheorghe, cel care, dacă va aduna bani,
va merge și își va recupera sănătatea, își va recupera picioarele. Și eu tare sper că în câțiva ani el să vină aici, la noi, în platou, să ne cânte la fluier, dar deja pe propriile picioare. Iar noi putem să îl ajutăm.